Cu toate că România mai are doze de vaccin AstraZeneca nefolosite, încă se mai achiziționează. Până în prezent, țara noastră a recepționat peste 2 milioane doze de vaccin produs de compania farmaceutică AstraZeneca, iar începând cu data de 15 februarie au fost utilizate pentru imunizarea populației peste 700 de mii. România continuă să cumpere AstraZeneca, cu toate că avem peste 1,6 milioane de doze nefolosite până acum. Ce părere aveți despre asta? Ce să vă spun? Încă n-am făcut vaccinul și mi-e frică să-l fac. Nu aveți încredere? Nu. În niciunul din ele. Mai multe nu pot să vă spun. Păi, să cumpere să aibă pentru toată lumea. Păi, odată ce mai avem peste 1,6 milioane și încă continuă să cumpere. Atunci nu mai cumpere. Și așa s-au împrumutat de bani destul. Transportul este asigurat de firma producătoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse în București pe cale terestră. Dozele vor fi depozitate la Centrul Național de Stocare, iar în perioada următoare vor fi distribuite în centrele regionale existente la nivel național.